Atunci când ne gândim la personaje care au influențat major istoria umanității, inevitabil facem trimitere fie la figurile centrale ale marilor religii, fie la cuceritori, fie la mari oameni de știință, exploratori și așa mai departe. Poate de aceea, personajul despre care urmează să vă vorbesc astăzi a rămas aproape necunoscut pentru cei mai mulți. Și asta în ciuda faptului că regulile create de el sunt urmate astăzi de mai toată lumea de pe planeta asta. Să ne imaginăm că luați masă. Indiferent din ce țara lumii veți veni, este normal să începi cu felul întâi, supa. Veți continua apoi cu felul al doilea, iar desertul va veni ultimul. Ar fi o ciudățenie, ca un exemplu, să te îndopi cu o gogoașă tăvălită cu generozitate prin zahăr în timp ce mănânci o ciorbă de pește. Sau să înfuleci o felie de tort înainte de a începe felul al doilea, indiferent care ar fi el. Apoi, chiar și astfel, masa are o anumită etichetă care devine din ce în ce mai complexă pe măsură ce accesi spre elita aristocrației. E bine, toate aceste reguli legate de modul în care se ia masa au fost create de un singur om. Evident, au mai fost rafinate de-a lungul timpului, dar baza a rămas aceeași. Și este doar unul dintre nenumăratele exemple din ceea ce a creat și a lăsat în urmă personajul nostru. Dar pentru a ajunge la modul în care ne-a influențat el viața de zi cu zi, e bine să o luăm de-al capul al fin. Undeva prin anul 789 după Hristos, într-un sătuc cu locuitori curzi de pe lângă Mosul, se năștea Abu al-Hasan Ali ibn Nafi, fiul unor sclavi. Unii spun că ar fi fost născut chiar în Bagdad, dar asta contează mai puțin. Cert este că foarte puține lucruri se știu despre originile sale. Dat fiind faptul că a fost descris ca un individ cu o piele foarte neagră, putem deduce că era de origine africană. De fapt, porecla pe care a purtat-o toată viața, Ziryab, asta și înseamnă pasăre neagră. Ce mai știm despre el este că a fost luat încă din primii ani ai vieții sub aripa protectoare a unei dintre cei mai faimoși muzicieni de la curtea califului Harun al-Rashid, Ibrahim al-Mausil. Dar știm, Abu Hasan și Harun al-Rashid sunt personaje din poveștile Șeherezadei, cunoscute și ca O mie și una de nopți. E bine, cu ocazia asta veți vedea cum s-au născut ele din realitate. Revenind la Ziryab, trebuie spus că a dovedit un talent rar în arta muzicală și că a devenit rapid exponentul de top al școlii create de profesorul său. Așa a ajuns să fie invitat la curtea regală, unde i s-a cerut să cânte. Acolo a surprins prin faptul că a refuzat lăuta cu patru corzi a profesorului, instrument clasic la vremea aceea. A pretins că a inventat un instrument nou, o lăută cu cinci corzi, și aici apare un aspect interesant. În filozofia muzicii din lumea islamică a acelor vremuri, se considera că fiecare coardă a lăutei reprezintă una dintre cele patru umori corporale, umori care dădeau nu doar echilibrul unui organism, ci și trăsăturile de caracter ale unui personaj sau altul. Vorbim despre sânge, bilă galbenă, flegmă sau bilă neagră. Ziryab a adăugat a cincea coardă care reprezenta sufletul. Numai dacă vă gândiți la această abordare și veți privi altfel muzica, mai aproape de cum o vedeau cei din lumea islamică din perioada ideală. Trecem peste faptul că Ziryab a rupt atunci gura târgului, i-a dat pe spate pe toți cei de la curtea regală din Bagdad și a devenit brusc faimos. Ce ne interesa pe noi este că, la scurtă vreme după reprezentația amintită, a și plecat pe ascuns din Bagdad, via Cordoba, la cererea profesorului său. Zice-se că acesta, gelos, l-ar fi trimis acolo pentru a nu mai fi eclipsat de el. În fine, cert este că în anul 822, după vreo 8 ani de peregrinări prin nordul Africii, Ziryab ajungea pe teritoriul Spaniei Maure, teritoriu proaspăt cucerit de arabi de la Vizigoți și care ar putea fi asemuit, cel puțin în acei ani de început, un fel de vest sălbatic al lumii islamice. Cel puțin dacă îl comparăm cu Bagdadul sau alte centre majore ale culturii și civilizației musulmane din acele vremuri. Liderii care s-au succedat atunci la Cordoba voiau să schimbe starea asta de fapt, așa că oferau sume generoase tuturor celor care își puteau aduce contribuția la dezvoltarea artelor și științelor. Ziryab, căruia îi se dusese deja faima prin lumea islamică, a fost unul dintre cei invitați atunci de monarhul Abd al-Rahman al II-lea să se alăture învățaților de la curtea sa.
primea 200 de dinari de aur lunar, un palat în Cordoba, precum și mai multe sate pe care să le administreze după bunul plac și care să-i ofere un venit generos. Brusc, fostul sclav devenea unul dintre membrii elitei maure din Spania, un echivalent al ministrului culturii de azi. Iar de aici, lipsit de grija zilei de mâine, Ziryab s-a putut concentra pe ceea ce îl interesa pe el cel mai tare, anume să schimbe lumea conform concepțiilor sale. Și astfel ajungem la partea cea mai interesantă a relatării noastre. Ziryab nu numai că a înființat o școală de muzică faimoasă, una care avea să dăune peste 5 secole și care avea să influențeze major această artă în lumea islamică, dar și în cea creștină. A ales să atragă la Cordoba mai toate mințile luminate din lumea arabă, geografi, matematicieni, astronomi, medici, poeți și așa mai departe, ba chiar s-a școlit el însuși în științele respective, dând și aici dovadă de un talent rar. Dar poate cel mai important, Ziryab a creat prima școală de bune maniere, unele pe care chiar el le-a inventat. Vă spuneam la început de regula servirii felurilor principale la o masă. Ei bine, el a creat regula asta. Ca să vă faceți o idee despre cum să lua masa înainte de el, gândiți-vă că se aduceau toate felurile de mâncare odată, se trânteau pe masă și fiecare se înfrupta după cum avea chef. Ba chiar se spune că în vremurile acelea, căci nu degeaba va pomeni despre dulciul, ele aveau darul de a mări apetitul. Așa că era absolut normal să te înduci cu prăjituri și gogoși în timp ce mâncai supe, carne sau mai știe ce. Cât despre maniere, nici nu se punea problemă. Mâinile erau principalele ustensile, odeaua era coșul de gunoi, iar hainele erau șervețelele sau fața de masă, căci da, rostul inițial al feței de masă ăsta a fost ca toată lumea să-și șteargă mâinile cu ea. Evident, vorbim despre elite, căci nu își permiteau săracii de la vremea aia nici prea multă carne și nici prea multă dulci. Personajul nostru a propus ca la curtea regală supele să fie servite primele, urmate fiind de pește, carne de pasăre sau ce alte animale mai permitea religia islamică, iar la final veneau fructele, nucile, alunele și dulciurile. Băuturile nu au mai fost servite din cupe de aur sau argint, așa cum se făcea la curțile europene încă de pe vremea romanilor, ci au fost înlocuite cu unele de cristal. A cerut ca scaunele și mesele de la curtea regală să fie tapizate cu piele, ba a refăcut inclusiv vesela și tacâmurile de la masă. Despre lucrurile astea nici măcar nu se auzise la Bagdad, iar Bagdadul era centrul civilizației la acea vreme. În timp, toate normele astea de la curtea de la Cordoba au ajuns peste tot, inclusiv în Europa, acolo unde au fost duse de evrei și creștinii care intraseră în contact cu ele. Tot Ziryab a fost cel care a creat și prima școală de modă și primele centre de înfrumusețare pentru bărbații și mai ales femeile din lumea islamică. Da, știm, nu sunt cele mai masculine preocupări, dar omul nostru care, apropo, a avut vreo 10 copii, a transformat Spania maură într-un etalon al eleganței și al manierelor. Spre exemplu, de la el a plecat moda hainelor care trebuie purtate în funcție de orele zilei sau de anotimp. El a creat și a introdus nu doar moda bărbieritului printre bărbați, ci și tunsorile elevate dedicate ambelor sexe. A impus practica a două băi zilnice, dimineața și seara. A inventat prima pastă de dinți și l-a cerut nobililor mauri să se spele de două ori pe zi pe dinți. Ca să vă faceți o idee, până la el, de la roman citire, dinții se albeau plătind gura cu urină. A creat parfumuri cosmetice cu tot ceea ce înseamnă asta, de la săpunuri noi până la produse de înfrumusețare. Le-a învățat pe femei să se penseze, ba chiar a reintrodus practica antică a epilatului corporal. Pe lângă asta, a scos pe piață și primul catalog de modă din istorie, cu haine dedicate, așa cum spuneam, fiecărui anotimp, cu forme, culori și tipuri diferite. Apropo, el a fost cel care a spus că hainele albe merg cel mai bine vară. Tot el i-a învățat pe mauri să-și spele hainele cu diferite săruri, nu cu apă de trandafiri, așa cum era moda, pentru a le face mai curate. Ziryab a fost cel care a adus șahul la Cordoba pe filieră indo-persană și tot el a popularizat jocul de polo. Pe scurt, Ziryab a fost cel care a creat normele de etichetă, de igienă, moda și eleganța, norme care au fost adoptate rapid în toată lumea. A avut mii de studenți, inclusiv din lumea creștină, căci Spania maură a celor vremuri era extrem de tolerantă cu amestecul de rase sau religii. Asta a și ajutat la răspândirea învățăturilor sale peste tot în lumea cunoscută. A fost un muzician de geniu, compozitor, poet, astronom, botanist,
geograf, meteorolog, creator de modă, inventator, ba un inovator inclusiv în bucătărie, sau dacă preferați un termen mai nou, șef. În primul rând, aristocrații din orice colț al planetei i-au urmat normele de conduită, căci este un adevăr, Spania Maură era printre altele un centru al eleganței și al bunelor maniere. Ulterior, oamenii de rând le-au adoptat și ei până când au ajuns să fie considerate normalitate. Cum spuneam la început, gândiți-vă cum v-ați început ieri ziua. V-ați spălat pe dinți, v-ați îmbrăcat cât de frumos ați putut pentru a merge la serviciu sau mai casual, pentru a merge la piață, în oraș sau mai știu pe unde, v-ați aranjat părul, ați folosit un deodorant, ați luat cel puțin o masă constând în două feluri de mâncare plus un desert, ați făcut un duș înainte de a pleca de acasă sau măcar când v-ați întors, ați folosit lingura ca să mâncați supa, nu ați luat legumele din ea direct cu mâna pentru a sorbecăi zeama direct din castron după aia, ei bine, de la ziua citire, l-ați făcut pe toate.